În weekend, la Perișan s-a scris a doua pagină în istoria României prin certificarea locului faimoasei bătălii a celor vremuri ca fiind la Perișan la Posada, în satul Pripoare, unde Basarab I, în urmă cu 685 de ani, scria prima pagină prin semnarea cu sângele eroilor săi a actului de naștere a țării românești. La simpozionul istoric Posada 1330 au participat personalități de marcă ale culturii românești, academicieni, profesori universitari, profesori de istorie din județul Vâlcea sau din afară, directori de la biblioteci județene, muzee județene și multe alte personalități. Pe lângă dezbaterile istorice derulate de cei prezenți în cadrul festiv, cel mai important eveniment a fost lansarea de carte care, în cele două volume, prezintă argumentele clare privind localizarea locului luptei la Perișan, creând pentru prima dată o identitate a locului unde s-a purtat războiul dintre Basarab I și Carol Robert de Anjou. Ziua de sâmbătă a început cu o ședință festivă a Consiliului Local Perișan, ședință în cadrul căreia atât primarul Ion Sandu, cât și consilierii locali, dar și invitații au ținut să marcheze momentul istoric numai cu vorbe de apreciere. În semn de recunoștință pentru sprijinul acordat, primarul Ion Sandu a oferit diplome și trofee pentru mulți dintre cei care au fost alături de Comuna Perișan și de ideea de certificare a istoriei localității. Am 12 ani în calitate de primar, în vedere deosebită a cinstei, citind lucrările pe temă istorică Posada 1330 și din ce în ce mai bucuros și mai fericit că alături de proiectul Posada 1330 vin mai mulți oameni din toate zonele țării care, prin prezența lor, consideră că Posada 1330 sau locul luptei ce a avut loc în acea perioadă, în 19 noiembrie, în această lună, n-a avut loc la altă parte decât în localitatea Perișan din județul Vâlcea. Dumneavoastră, ești normal că trebuie să sărbătoriți acest eveniment, pentru că este un eveniment care arată că în aceste meleaguri au trăit români care într-un anumit moment s-au sacrificat pentru a păstra cu sfințenie românismul, pentru a-l defini și a-l evidenția în lume. După știința mea, în Perișanul Vâlcii, doar în Perișanul Vâlcii, în zilele acestea se comemorează, se aniversează, se sărbătorește, cum vreți, aceste evenimente care, după părerea tuturor istoricilor și specialiștilor în istorie, au pus baza statului român. N-a lipsit nici tradiționala paradă militară, armata și jandarmeria, în frunte cu fanfara, și oprindu-se la monumentul eroilor din Perișan, acolo unde garda de onoare a dat onorul. Aici a fost oficiată și o slujbă religioasă și s-au depus coroane de flori în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă.